Am vrut să-ți scriu, am vrut să-ți povestesc ce simt. Am tăiat peste cuvinte, m-am gândit cum să încep și unde să-ți trimit scrisoarea. M-am gândit la tine, dacă ți-e bine, dacă acum că zăpada nu mai scârție sub picioare așa ca altă dată, o să mă mai știi. Nu ne-am pierdut, nu? Îmi amintesc de tine așa de bine. Mâinile și fața ți erau gălbui și păreai foarte bătrân. Le-am spus tuturor cum te-am văzut pe stradă seara când eu mă pregăteam să te aștept. Cu siguranță erai adevărat, iar eu, chiar eu, am reușit să te văd. Încercasem de atât de multe ori să te prindem noaptea când ne spuneau ai noștri că te furișai și ne lăsai cadouri sub brad. Aveam furnicături în inimă de bucurie și de nerăbdare când auzeam un clopoțel, o ușă trântită, apoi fugeam în camera părinților cu brad și căutam. Te căutam. Și știam că iar ne vor spune că nu te-a văzut nimeni, dar când vedeam cadourile, uitam de tine și eram doar recunoscători. Era cald în casă și fiecare glob avea o amintire. Căutam artificii printre ace de brad și mai speram la câte o bomboană în ambalaje umflate, scăpată de la marea șterpeleală. Zăpada strălucea ca niciodată mai apoi. În lumina slabă a felinarelor, patinele scârțiau pe orice uliță și auzeai târziu, ca o străpungere spre stele, tot ce se puteau vedea pe cer, strigăte de copii ce își făceau pârtii pe temiriunde. Șosetele stăteau acasă țepene de înghețate și ne prindeau o oboseală toropeală ce se pierdea între vise și povești lângă soba duduind cu lemne. Așa-i că nu ne-am pierdut, așa-i Moș Crăciun. Am auzit cândva de la un tânăr bun că pe când avea vreo 10 ani, în fiecare zi când se întorcea de la școală, îl prindea în scara blocului un băiat mai mare din cartier și l-amenința că-i face rău dacă nu-i spune povești. Povești erau multe de la bunica, așa că le tot spunea. Când poveștile s-au terminat, a început să le inventeze. Știm asta de la Șeherezada, îmi vei spune. Vrem povești, suntem făcuți să ascultăm povești. Când unii ți-au zis gerilă, eu nici n-am auzit. Pur și simplu am mers mai departe. Nu am înțeles de ce să-ți spun altfel decât te știam, dintotdeauna. Apoi, după ce am te-am căutat, ajun de ajun, și te-am uitat printre cadouri, ai început să apar peste tot, în filme, în cărți, pe stradă, la petreceri, în reclame, pe sticle de suc, pe detergenți, pe ciocolată, șosete, bluze, mâncare. Erai pretutindeni. Și mai apoi, am aflat că ai cu adevărat o casă, într-un loc ciudat de pronunțat, că unii copii norocoși pot veni să te vadă și că aș putea chiar să-ți scriu. Ai devenit prezent din neprezentul care fusese și până atunci. Știam că ești, dar nu vroiam să fii. Aveam nevoie de tine acolo, în mine. Doar în mine, moșul meu, ca o magie, o adiere, o emoție. Pentru mine era suficient. 100 de povești despre Moș Crăciun. Parcă eu știu doar una. Povestea mea, a moșului meu Crăciun. Moșul din mine, din fiecare. Dragă Moș Crăciun, noi toți avem nevoie de tine. Avem nevoie de tine pentru fiecare suflet, pentru fiecare în parte. Sămânță de speranță, gând și faptă bună. De Moș Crăciun, eu îmi doresc să vii la mine, să vii la noi în inimă. Te rog să vii, de Moș Crăciun. Mă pregătesc să scriu o scrisoare alături de fetița mea. Voi fi curajoasă și voi pune o adresă pe plic. Scrisoarea nu va fi pentru tine, moșul meu, ci pentru moșul ei, așa cum îl crește ea acum din amintiri în suflet. Nu ne-am pierdut, așa-i? Te aștept să vii, să te caut, să nu te găsesc când ajung și să te uit din nou printre cadouri, până în scrisoarea următoare, cu scârțit de iarnă sub ghetuțe mouve.